Sărescu face anunțul momentului. Haideți să-l ascultăm împreună pe guvernatorul BNR. Chiar să zicem, după Banca Reglementelor Internaționale, chiar cu câțiva ani mai înainte, se prezuma că dacă asigur stabilitatea prețurilor, celelalte lucruri vin de la sine, și un fel de autoreglaj al piețelor. Acest lucru a fost în mare măsură infirmat de evoluții, de realitate. Și o problemă cu totul și cu totul deosebită a fost aceea că stabilitatea prețurilor nu asigură automat, nu asigură aproape deloc automat evitarea crizelor sistemice. Primul care a subliniat acest lucru, care a avut curaj, că era un fel de dogmă anterior, a fost fostul guvernator al Băncii Reglementelor Internaționale, regretatul Andrew Crockett, care se exprima în 2005 cam așa. Realitatea a arătat că stabilitatea prețurilor nu își arată dividendele, forma și el așa un fel de constructive ambiguity, nu își arată dividendele în ceea ce privește asigurarea celorlalte stabilități pe piață. Apoi a apărut, după criza din 2008, raportul Larosier, Jacques Larosier, de fapt un decan nu numai de vârstă, dânsul a elaborat recent o carte pe care o vom analiza aici, i-am cerut permisiunea, decan și de vârstă, dar de înțelepciune. În 2009 a lucrat la un raport pe un grup pe care l-a condus, se numește raportul Larosier, și care a ajuns la concluzia că stabilitatea financiară are nevoie și de stabilitatea prețurilor, este premiză, dar are nevoie de un cadru instituțional care să asigure și să îmbine stabilitatea prețurilor cu salvgardarea stabilității macroeconomice. În același timp au fost discuții, l-am participat la ele, perioada 2005-2010 până spre 2015, discuții uneori grele, ca să spun, cu oameni grei, care s-a discutat și varianta ca stabilitatea financiară să fie introdusă ca un al doilea obiectiv în cadrul statutului, în cadrul regulilor sau obiectivelor pe care le urmărește o bancă centrală. Nu s-a mers până acolo și nu s-a mers până acolo pentru că a devenit evident un lucru și era empiric dovedit că stabilitatea financiară nu depinde numai de banca centrală. Banca centrală cel mult poate să asigure stabilitatea sistemului bancar, dar și aceea este dificilă dacă acționează singură, pentru că băncile comerciale intră în relație cu economia reală, deci trebuie să ai și acolo o situație relativ echilibrată. Și în consecință, acest al doilea obiectiv a rămas nescris, nu este trecută nicio lege a băncilor centrale, dar a rămas nescris pentru legile băncilor centrale, dar a fost trecută în alte legi. Și în alte legi se menționează banca centrală. Așa e și la noi. Nu am schimbat legea, în Europa nu s-a schimbat legea, au apărut alte legi care au creat cadru pentru menținerea stabilității financiare, pornindu-se de la ideea că la stabilitatea financiară contribuie și piața financiară nebancară, piețele de capital, bursele, fondurile de pensii, dar și mai ales situația fiscală. Situația fiscal-bugetară. Fără un echilibru fiscal-bugetar, n-ai cum să păstrezi stabilitate financiară. Și așa s-a ajuns. M-am făcut această istorie pentru că, recunosc, este de multe ori încâlcită și pentru specialiști. Apar confuzii. Am făcut această istorie pe care, la care am participat în calitatea mea de
guvernator, dar și de membru în comitetul în sistemul european al băncilor centrale, în Consiliul General. S-a ajuns la un aranjament instituțional la nivelul Uniunii Europene, care a înființat Comitetul European de Risc Sistemic, prescurtat CERSU, condus de președintele Băncii Centrale Europene. Asta arată faptul că Banca Centrală are rolul primordial, dar nu exclusiv. Și într-un fel se întrevede din maniera în care este făcută organizarea că este vorba de un sistem de cooperare. Muguri Sărescu, guvernatorul BNR, cu anunțul momentului. O să urmărim ce se întâmplă acolo, pentru că ar trebui să aflăm când scăpăm de scumpiri, ce se întâmplă cu inflația, cu prețurile, evident, cursul valutar, pentru că potrivit celor mai recente date anunțate de BNR, abia în toamnă inflația ar putea scădea sub 10%. Urmărim ce se întâmplă acolo, mergem mai departe acum. Unde-i